Da, să-i spune, nu, deja respectate. Să
procedural, din punctul meu de vedere, trebuie făcut la mod. Chiar dacă îl vom respinge, ca urmare a neprecerii primului din reformile administrative. Deci cine este pentru? Abțineri? Abțineri. Împotrivă? Ia ceva. Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în domeniul gratuită către Compania Națională de Investiții SA a unui teren suprafață de 4.000 pătrați în vederea construirii unui bazin didactic de economie. Discuții? Eu vreau să știu la câte ori despre același vorb de două trei. Cine este pentru? Se vor mai pune tabele din astea în documentație și zice, comisia a deliberat. N-ar fi mai bine să fie și semnăturile comisiei pe tabele, că noi nu știm ce votăm. Da, eu știu că alea fie comisiile de avea comună. Uită-te pe material. Domnul consilier vorbește de punctul care tocmai... Care a trecut, da. Care a trecut, în stare de plată. Comisia constituită în baza dispoziției primarului trebuia să semneze aceste tabele și trebuie să urmă. Este o comisie care a analizat acele dosare, care a stabilit un punctaj, trebuie să reparem certitudinea că acesta este punctul de vedere al comisiei constituită în baza dispoziției primarului. Aveți dreptate, domnul Bărgean, am sesizat și eu înainte de ședință și am cerut să vorbesc la acele Proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism al municipiului Vâlcea Mare și a regulamentului de organizare funcționare a Comisiei Tehnice Administrare de Teritoriul Urbanism. Discuții. Cine este pentru? Împotriva, abține? Punctul 6. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a bugetului de atunci din anul 2015. Gracias.
aspecte legătură cu punctul următor de pe ordinea de zi, care vizează o serie de modificări vis-a-vis de forma de organizare a SC Parc Industrial. S-a solicitat de către administrator să se aloce o sumă pentru a putea funcționa. N-au decât acei 200 de lei care au constituit capitalul social, părțile sociale inițiale și atunci, pentru, până la obținerea de venituri din valorificarea terenului, au nevoie de sume pentru a putea funcționa inclusiv salariul. Ați vrea să ne spuneți ce înseamnă, ca să poată funcționa, ce înseamnă salarii, cât, pentru care și cum de detaliați puțin, așa am văzut și cu materialul ca să ne dar mi interesează dacă avem nevoie de bani pentru funcționa, de ce? Știu eu, sediu, privina sediu, utilități, ce reprezintă salariul, cât este salariul, cine l-a stabilit? Toate detaliile vis-a-vis de costurile pe utilități, de costuri pe salarii, sunt în competența administratorului, cel care gestionează SC Parc Industrial. Acela nu este în competența primăriei să angajăm noi, să semnăm contractele numele lor. Au solicitat o sumă, au depus o cerere către noi. Detaliile vis-a-vis de costurile, de costurile pe fiecare element aparțin societății. Este o altă entitate. Mi se părea normal ca acea cerere să avem și să vedem, să știm cu anume justifică acele bani. Adică le dăm 200 de milioane așa, ca să-și plătească salarii cum am dat Asia, nu fac nimic ca și le dăm 30 de milioane pe lună. Este aceea situație, dacă nu e bine. Bun, atunci, chiar făcut analiză, spus, domnule, avem nevoie de 2 angajați în perioadă de 5 luni, care s-a dat salariul, dar avem nevoie de 20.000 de lei, nu? Sau, probabil, s-au solicitat așa mare, dați-mi 20.000 de lei, sau? Nu, în prima fază au solicitat 40.000 de lei, am făcut analiză vis-a-vis de necesar și de cât se poate susține la momentul acesta și am ajuns la concluzia că li se aloca cei 200.000 de lei, 20.000 de lei. Păi dacă ați făcut analiză, înseamnă că trebuie să spune ce reprezintă cei 200.000 de lei. A fost... 20.000 de lei. Ce reprezintă? Dacă ați făcut analiză, înseamnă că știți. Vă ne sunați ați făcut-o și ați făcut-o să competente, sunt convins că știți. Am luat în calcul ceea ce există la momentul acesta. Domnul administrator al societății a venit cu o propunere de organigram, care a rămas la nivel de propunere. Am luat ca media salarizării dânsului și cam atât la momentul acesta. Eventual, externalizarea unor servicii juridice. Spuneți-mi o sumă, media salarizării dânsului. Spuneți-mi o sumă. Undeva la 2000 de lei. Deci 2000 de lei pe lună și atunci cei 20 de lei trebuie să dau salarii. Și partea de consultanță juridică, dacă dânsul solicită și crede că are nevoie, nu i-am cerut să prezinte o ofertă de la o firmă specializată sau ceva de genul ăsta. Dincolo de asta o să aibă nevoie de o evidență contabilă și s-a mers pe o variantă externalizării serviciului acesta. Și astea sunt cheltuielile pe care le are de făcut în faza aceasta. Consultanță juridică, vă referiți la modificarea prin Constituție? Nu. La societăție și negociți la această propunere? Nu. Atunci, consultanță juridică pentru ce? Cum a justificat? Pentru etapa următoare de atribuirea loturilor, pentru că toate demersurile vis-a-vis de umplerea parcului industrial cu rezidenți este în sarcina lui. Am și eu o întrebare. Nu considerați că era mai frumos să vină în fața Consiliului Local cu un studiu, cu un plan de cheltuieli? O să prezintă vine... un plan de administrare dacă ați invitat? Eu propun atunci să votăm când îl prezintă. Ați invitat? Domnule președinte, vă rog să conduceți ședința așa cum cer de regulamentul prezentului Consiliului Local și să nu mai permiteți privitorul în sală să facă comentarii la adresa Consiliului Local. Sunteți mai presus de lege sau mă rog? Nu, dumneavoastră sunteți, se pare mai presus de legea, dar timpul nu vi se atrage atenția când ați voie să comentați timpul ședinței de Consiliul Local decât când vi se oferă cuvântul de către președintele de ședință. Sau în termen de 30 de zile trebuie să vezi un plan de administrare. Nu am înțeles. Ideea e că toate lucrurile s-au făcut în grabă și nu înțeles. Așa puteți mă lipsi de profesionalism.
Și în momentul în care am înființat societatea, bineînțeles, evident, un capital social de 200 de lei nu o să fie suficient. Dar era minunat cât era celul la... Logic. Și atunci trebuia un capital social ca să te gândești ce vrei să faci cu ea, dar bun, am înțeles că toate fac cu fugă, toate fac cu fugă. O să discutăm la punctul următor, că acolo lucrurile devin și mai interesante, deci chiar devin foarte interesant. Deci, am înțeles, ești din punctul meu de vedere ce mi-a spus dumneavoastră, am înțeles că v-a dat un plan, foarte trebuie salarii, dacă îi angajez pe și unul să plătesc salarii la stat, contabilitate și mai departe, că să document. În expunerea de motive, domnul primar Radu Hanca spune, având în vedere proiectul de hotărâre numărul 20.788 din 3.7.2015, prin care se propune și majorarea capitalului social al SC Parc Industrial Căpiatuse. Ce proiect de hotărâre? Din 3.7.2015? Fiind datat 3.7.2015, eu înțeleg că e un proiect de hotărâre deja existent. Eu știu că n-am avut ședință de Consiliu. Este un 8.7, dacă uitați la următorul proiect, este 8.7. Eu citesc ce scrie domnul. La realitate, proiectul următor este 8.7. Asta e cea pe care o utilizăm în Consiliu. Domnul, dacă nu ați mai proiectul, este un hotărâre, este 20.788 din 3.7.2015. Uitați-vă la sus la număr pentru ședința din. Nu? Citiți expunerea de motive de la punctul. Eu v-am răspuns la întrebare. Eu citesc ce scrie. Unde copilitea în cazul ăsta? Ce ne-a citit în asta noastră este în mod de vedere la primărie. Noi vedem proiect de hotărâre pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipiului Căpiatuse din data de 8-7. 8-7, nu 3-7. Deci, colegul, bine ați sensit la această sesizare. Proiectul a făcut săptămâna trecută. Ea a redactat din 3-7. Astăzi hotărâre. Domnilor, aici scrie clar, proiectul de hotărâre numărul 20.788 din 3.7.2015. Pe asta mă duce în eroare. Ce face? În 3.7.2015 nu s-a adoptat niciun proiect de hotărâre, din câte știu eu. Sau a fost vreo ședință secretă? Nu, este vorba de un proiect. Proiectul a făcut în 3.7, la aprobat în 8.7. Nu m-a aprobat de... Și după aia, pe următoarea, scrie 20.788 din... 3.7. 3.7, da. Scuze. Nu este greșit. Nu este bine pus coordinatul. A pus următorul proiect de înainte la cel proiect dedicat. Deci nu era nicio problemă. Vis-a-vis de profesionalism, mă de asta pune amândouă proiecte au legătură. Nu putem majora capitalul social fără rectificarea de buget și rectificarea nu poate fi făcută dacă nu aducem atingere. Oricum ai fi luat-o, au legătură în așa. Bun, acum e vorba deodată că nu vreau asta e cea mai importantă. Sează și conținut și următorul punct care vine cu ori de zi, nu ce se complice în doamna director, aș dori să vă adresez câteva întrebări la alte cheltuieli și de la alte cheltuieli de investiții. La cultură, recreere și religie. Sunt 150, sunt în mii lei, nu? Da. Dacă... Da. La litera C, alte cheltuieli de investiții. Da. Capitolul 6.7, da. Punct 02. Cultură, recreere și religie. Așa. Și ăștia sunt 150.000 lei din bugetul local? Da. Ați putea să ne detaliați cumva sau nu? În fiecare poziție cu suma alocată, pot să vă spun, să vă dau din memorie, aici este vorba de alte cheltuieli de investiții. La capitolul 67, pe partea de investiții, mai este prins și acel muzeu care vine și se adună la asta. Aveți în...
materialele anterioare aveți o anexă 2 per, nu mai știu exact număr, 2 per 4, cred, în care sunt detaliate fiecare... Și la următorul atunci, la capitolul 51.02, autorități executive. Da. Ce înseamnă? Înseamnă investițiile care intră în competența, nu se pot individualiza nici ca fiind de cultură, nici de asistență socială, nici de iluminat, nici de spații. Țin de primărie, de competența noastră de a le realiza și se regăsesc aici, la autorități executive. Vreți detalii vis-a-vis de ce conțin astea? Sumele de acolo? Nu. Vă mulțumesc. Mulțumim. La vot, cine este? Împotrivă? Împotrivă? Abține? Mulțumim. Domnul șefe, proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social, schimbarea modului de administrare și modificarea actului constitutiv al secției parcului industrial în fiecare discuții. Având în vedere că la punctul de ordine de anterior nu am aprobat acea lucrare bugetare, deja părți din acest proiect de hotărâre vor cădea. Problema mea este următoarea. Avem un proiect de hotărâre prin care mi se aduce la cunoștință că ar fi normal să intrăm într-o oarecare normalitate. Un SRL funcționează cu 1, 2 administrat, avem un singur acționar. În momentul incipient al demarării acestor acțiuni au fost un număr de 5 administratori de la domnul șef. Aveam o discuție cu domnul consilier aici afară dacă această societate înființată de către noi intră sub incidența ordonanței de guvern 109 privind guvernanța corporativă a societăților comerciale cu acționar unic statul român. În speță, Consiliul Local Câmpia Dunării. Aveam discuții pe tema asta. Sigur că în momentul în care noi atunci, ca să demarăm, să ne grăbim, să obținem, am zis că cea mai bună soluție de organizare ar fi SRL. Astăzi vom fi puși în situația în care, dacă, bine, nu va trece hotărârea pentru că nu are banii necesari, bine punctat doamna secretar și doamna director economic. Fără bani, deja puncte dintre această hotărâre. Da, eu vă spun că voi vota împotriva acestui proiect de hotărâre până când nu ne vom planifica ce vrem să facem cu această societate. De ce? În momentul în care noi vom aloca fonduri, s-a punctat bine problema asta, care este controlul pe care îl putem avea asupra acestei societăți? Vom delega, practic, conducerea societății unei singure persoane. Acea persoană va avea puterea, dacă vă uitați în contractul de mandat, care este anexă, eu l-am citit atent, mi-am făcut temele, are dreptul să facă acte și fapte care nu implică, practic, dorința acționarului, adică a noastră, a celor care reprezentăm acționariatul. Și atunci, sigur că de ce am avut această intervenție? Să se noteze procesul verbal, să se aducă la cunoștința executivului și să nu ne trezim în situația în care s-au plătit o basculă de bani pentru acel pământ. Suntem în curs de negociere, domnul Vetoiu, domnul Savoilă știe că am avut o primă rundă de discuții cu cei de la Mece. Se suplimentează o suprafață și ne vom trezi că după un an de zile, domnule, ce-a făcut administratorul? Ce-o duc el pe banii noștri ai societății cu aprobarea noastră, pur și simplu. Vă mulțumesc frumos. Și 109, adică să poate și 109. Singura soluție ar fi transformarea SRL-ului în societate de acțiune. Așa ar fi corect ce am văzut eu la programul toate. Deci, și eu zic că totuși ar fi bine să o transformăm în SRL, că nu-i mare lucru că te duci la nivelul comerțului.
local. Și am văzut și la Cluj, că m-am uitat și am văzut și la Cluj toate societățile care țin de consiliul local, se sau și încă ceva, doamna secretar, vă rog frumos, de azi în formă, reprezentanții noștri care sunt din consiliul de administrație, vă rog să aibă mandat de la consiliul local când se duc să lucrez. Ajungem să ne facem de minune pe localul în Cluj, pentru că numai primăria și consiliul local după atunci nu respectă legea și își trimit oamenii acolo fără să aibă mandat expre pe ordinea de zi. Deci toți care merg acolo, reprezentanța altor primării, să duc o hotărâre de consiliul local în care să spune ce să voteze, numai noi nu respectăm legea. Cred că a venit momentul să ne cam apucăm și noi să cam respectăm legea. Domnul Haideu, că nu au dreptul să voteze fără un mandat din partea Consiliului. Deci ce au făcut până acum 23 ani de sănătate ilegal, dar să ne înțelegem, nu? Înseamnă că, sunt și o întrebare, înseamnă că actele care au fost de către membrii acum sunt lovite de nulitate? Înțelegeți. Domnul Mărului, sunt actele care pot vota fără Consiliul să mă înțeleg fără mandatul expres al Consiliului Local și sunt anumite situații în care este nevoie de consimțământul acționarului. Nu pot să vă spun acum, să vă răspund cu titlul general la această întrebare. Așa, da. Bun, mulțumesc. Dar putem solicita punctual de pe fiecare reprezentant. Să știm ce-am întâmplat. Trebuie să le solicitați dumneavoastră, pentru că sunt reprezentanții dumneavoastră în adunările generale și puteți cere oricând să vă facă o informare cu privire la ceea ce au votat. Eu propun să le cerem astăzi. Susțin această propunere și pe ședința ordinară din luna iulie poate reușesc să ne fac o informare de zare. Dar ca să revenim la acest punct, mă bucur că însă și domnul consilier tot gândește ca un avocat și gândește însă și ca cei din opoziție, pentru că a spus exact ceea ce nu vreau să spun vis-a-vis de acest punct de vedere. Noi am venit pregătiți cu un amendament la acest proiect de hotărâri care să vă propunem să existe trei administratori pentru această societate, pentru a avea un control mai mare, noi consiliul local asupra acestei societăți. Și mă bucur să spun că reprezentanții celor de la putere au achiesat la această idee și s-au fost de acord cu acest amendament al nostru și sper să-și mențină acest punct de vedere și pentru ședința de consiliul local ordinar, unde cred că veți reveni cu acest proiect de hotărâre, pentru că astăzi este evident că nu va trece. Hai să facem un staff frumos, facem o regulă, facem o subscriu și eu în totalitate la poziția colegului Tot și doresc să vă anunț că am mandatul colegii mele, doamna Pandrea, să vă spun că consilierii Partidului Mișcarea Populară, la fel, nu vor vota pe acest subiect, sub această formă, pentru până când nu se pun acum toate problemele. Supunem la loc. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Sumit, s-a dat.